Am revenit din publicitate, spuneam, avem o imagine interesantă, dar puteți cu ochii minții, cu siguranță, să o vedeți și dumneavoastră, pentru că s-a întâmplat, se întâmplă în continuare. Avem și un titlu în presă de astăzi pe această temă. E vorba de copaci, e vorba de ciori și e vorba de ce fac ciorile când ai neșansa să treci pe acolo și când copacii sunt plini. Te umpli de noroc și așa ne povestește un telespectator de-al nostru care spune la pomul social-democrat să mergi cu sacul de desubt. Ca să te alegi cu ce? Cu ce îți dau ciorile? Nu? Ce poți să-ți dea ele și îți umple sacul? Evident, îți dau cei de sus. Cu da, cei de sus. Ce-ți vor da? Îți vor da, evident, o stație de epurare în miniatură sau, mă rog, material pentru stația de epurare, cât cuprinde. Foarte interesantă imaginea și sugestivă. De altfel, și cumva în ton ceea ce ne spune prietenul nostru, domnul Strugaru, ne spune despre un articol, îl avem și în această dimineață, vorbim despre curățenie, primăvară, deratizare, toate alea, dar vorbim și despre politică. Uite, am un titlu foarte interesant în pagina a doua din monitorul de Suceava, care pe principiul scopul, scuză, mijloacele, vorbește despre cum cine. Primarul Comunei Slatina suspectat de localnici că a împrumutat, cu ghilimele de rigoare, rom de la Mironu pentru voturi la alegerile din iunie. Bă, dar l-a lăsat pe ăla de la Mironu fără oameni, mă. Nu? Adică a luat de la Mironu, a dus la Mironu. E unde e Mironu ăsta? În Mălini, unde e ăsta? În Cornulun și unde e Mironu? La Valea Moldovei, așa, da. La Valea Moldovei. L-a lăsat pe ăla, îți dai seama, fără electorat. Nu? Că toată lumea contează. Are, este acolo. Adică are, avea de unde să ia, e foarte adevărat. Dar totuși, știi, săptămâna trecută ci că dintre cei 12 romi care au primit viză de flotant cu adeverință de proprietar eliberată de primăria Slatina, 9 au solicitat acest statut direcției de evidență a persoanei în aceeași zi. Comuna Slatina nu a avut până acum cetățeni de etnie romă. Așa, și? Nu era timpul. A? Așa, și? Care-i problema? Și ei nu cetățeni. Ba, da. Adversarii politici, primarii German și Moroșan, colaborează administrativ, e vorba de cel PSD și PNL, deci asta e cea mai tare. Ia să vedeți, în comuna presupusă de baștina celor proaspăt rezidenți din Slatina, Valea Moldovei, primarul Constantin Moroșan se amuză inițial când este întrebat dacă îi împrumută vecinului său de la Slatina rom pentru alegeri. Eu sunt prieten cu Irie, avem și proiecte împreună, dar cum să îi împrumut eu votanți? Ce dispune eu de votul cuiva? Na, nimeni, ce vorbești? Săraci, deci stai să-mi sterg o lacrimă. Am avut întotdeauna majoritate și mă bat la aceste alegeri pentru majoritate. Voturile contează și pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean, nu doar pentru mine. Ca primar, nu renunț la niciun vot, o să discut cu primarul de Slatina despre povestea asta, spune cel de la Valea Moldovei, să-i ceară lui Ilie, dă-mi romii înapoi. Păi, mi-ai luat 12, adică 12 voturi. Poate face diferență la un moment dat. Un vot, dar 12, nu? Ilie, cu siguranță nu o să lasă, eu să spun că ai cu mine. Este o greșeală. Aici colegii noștri de tipar au făcut o greșeală, pentru că noțiunea de împrumut presupune și o restituire, eventual cu dobândă. Dacă 12 din 20 înapoi. Da. I-a luat. După ședere galerie, nu mai vezi pișor de rom în Slatina. Da. Îi trimite... În cazul acesta nu au greșit colegii este vorba de împrumut. Da? Cu tot ce prind, nu? E o perioadă scurtă, e un împrumut de asta pe termen scurt, știi? Așa. Pac, pac, cu dobândă foarte mare, foarte ridicată, știi? Dar plecat, venit, reexecutat, rezolvat. Dobânda e cât poate căra. Cât poate, sigur. Rapid. Da, deci e și așa o procedură foarte interesantă de altfel. Ia mi romu, știi? Ca să legal este reglementată această situație. Legea alegerilor locale prevede termenul până la care o persoană care își schimbă domiciliu poate să voteze în acea localitate în care are domiciliul lor. Nu este absolut nicio problemă de legalitate din acest punct de vedere. Dacă aceste persoane, fie rom sau de altă etnie, nici nu contează mai puțin, îndeplinesc condițiile legale pentru a stabili domiciliu în Slatina, nu este absolut nicio problemă. Atât timp cât sunt în termen, asta este.
Putem doar să discutăm despre ingeniozitate sau, nu știu, despre modul în care primarii din județ reușesc să-și mențină, știu eu, funcțiile sau metode tactici și tehnici, nu? Da, de da, menținere da. A scaunului plecând de primar. Plecând de la tactica Hai. Și tehnica de a avea carnețel cu cei de la legea asta, de la ajutorul social, știi? Și ai pe toți acolo, pe Vasilică, Ionică, câți copci are șase, bun, unsurat, da. Bun, mai referind încă doi mai... Deci toată lumea pe nume, pe prenume și așa mai departe, cu un arbore genealogic, ca să fim așa. Să-mi închipui că la Slatina primarul va fi ales sau diferența între candidați va fi stabilită de 12 persoane? La cum stau lucrurile e posibil orice ce. Da. Orice ce, adică situație, orice. În această situație, problema este a contracandidaților. E vorba care... de un personaj acolo, e vorba de un personaj absolut pitoresc, cel care... avea la un moment dat o replică de genul legea zi eu care lege ce să mai putea să joace deci dacă mai n-aveai Robert De Niro în Nașu era fix pix și a luat mi se pare și un Oscar dacă nu mă șel Robert De Niro dacă la vremea respectivă sau acum dacă s-ar face un alt film cu Nașu și l-ar pune pe Ilie German să mor dacă nu ar fi dă Oscar, ia ăsta tot ce înseamnă și pentru muzică și pentru șireturi ia Oscar. Înțelegi? Ia pe de toate și costume și tot ce vrei, știi? E probabil că ar face un rol de excepție. Uite, da, acum spuneam... Numai puțin, ca avertisment, când mă uitam peste materialul Danei Moreanu, cea care a semnat textul, articolul cu primarul din Slatina, Dana chiar a venit cu informații suplimentare și în ultima parte ne povestește despre regulile impuse la aceste alegeri locale pentru verificarea votanților, care verificare se face electronic și va fi destul de greu pentru cineva obișnuit cu tehnici și tactici, așa cum spuneam, la limita legii sau ilegale, să-și mai... știu eu, folosească Florin, metodele în această perioadă. Matale de pană de curent, ai auzit? Da, și am fost și martor. Deci, da, bun. Asta eu am întrebat. Și vreau acum să dau, o replică cerebră a lui Ilie, păi tocmai, vezi, a lui Ilie German, care zice așa, și dacă au venit și? Care-i problema? E interzis cumva? Interzis cumva, băi, cărcotașul de curici, ok. Interzis? Că tot e lehă de dimineață. Poate sunt prieteni de-ai mei. Și? Dacă la mine vine cineva solicite să locuiască la Slatina, pe mine nu mă interesează dacă e rom, albanez sau mai știu ce. Are de o sau nu? Deci, asta mă interesează. Deci... Poate să vină și tata romilor dacă vrea. A spus Ilie Vierman. Dacă mai înțeleg despre ce vreau să spun, da? Și mai spun el. La cât am făcut eu în comuna asta 20 de ani, vă faceți probleme când are și inima vota, băi? Credeți-vă că eu stau în 12 voturi? Bravo. Deci Nașul, Capone, Slat, ce vorbești? Oscar fără niciun fel de problemă. Adică lua fără nici o discuție. Clar, De Niro, un picuț, se clate în scaunul la 72 de ani, avea o problemă. Rolul ăsta care l-a făcut, mă rog, mare, și nu numai rolul de după... Așa, dar rolul ăsta a fost determinant, să spunem, dacă l-ar fi jucat Ilie German, habar nevecinii De Niro. Nu mai discutam azi De Niro. Azi vorbeam și ei. Ai tu o problemă? Eu pe cine vreau pe așa la chemă. Operațiunea Cioara. Că tocmai dădeam la pomul social-democrat, ne vorbeam despre pomul social-democrat, uite că se potrivește. Operațiunea Cioara, pagina a doua din Monitorul de Suceava, săptămâna viitoare începe acțiunea de alungare a ciorilor din parcuri și alte spații verzi. Asta ca să nu fim binecuvântați în primăvara asta cu rezultanta, să spun, existenței ciorilor în cerul Sucevei. Adică să nu ne căpătuiască, să nu dea norocul peste noi, să nu cadă din cer norocul peste noi. Croncănitoarele păsări care și-au făcut cuiburi în, cuiburi în copaci din parcurile Sucevei, dar și în alte zone, precum spațiile verzi dintre blocuri, ori în curtea Spitalului Județean, vor fi vizate de săptămâna viitoare de operațiune de alungare. Deci ce vorbești, frate? Cu apă, cu jeturi, cu pomperi, cu dealea, cu... Deci cele care vin de la Ștefan cel Mare încoace, că se pare că avem care ar putea să povestească cum a fost treaba cu Ștefan cel Mare, dacă cu Ștefan cel Mare nu, sigur
despre Coza pot să ne povestească. Ștefan cel Mare, hai să zicem, dar de la Coza, clar. Măsura va fi pusă în aplicare de municipalitatea Suceveană prin intermediul angajaților din cadrul Direcției Domeniilor Publice, ajutorul unor utilaje ce permit lucrul la înălțime, astfel încât să se ajungă până la cuiburile făcute de ciori în copaci. Din 18 aprilie demarăm acțiunea de îndepărtare a ciorilor care și-au făcut cuib în oraș. Vom acționa în principal în parcuri, dar dacă sunt solicitări, vom face această operațiune și prin cartiere, oriunde este domeniul public sau privat al municipiului. Precizarea a făcut-o viceprimarul Ovidiu Doroftei, care coordonează activitatea Direcției Domeniului Public. Domnirea cuiburilor de ciori în această perioadă a anului în care ele depun ouăle are ca scop atât alungarea lor, cât și prevenirea înmulțirii lor. Și trebuie să recunoaștem că la un moment dat, câteodată, băi, când se ridică, se negrește și iarul, frate, băi, deci dintr-o dată când se ridică, ai o mare problemă. Și mai ai și o problemă vine îndată semănăturile de toamnă și apoi știi că ai pus porumbul și nu-l mai găsești, că porumbul a plecat până, știi, s-a dus și... Știi că el emigrează, nu? Emigrează? Da. La Slatina? Din Vurdujeni la Scripal. În fiecare zi. Așa vin? Aha. Pentru că de ce? Pentru că la spital au găsit locuri pe pici, ce să fim de luat de acolo? Nu știu, aici au cuiburi și după aia se duc de... Băi, fă... Și bine, e? Și pe drum lasă balastul. Rest, e? Da. Până la urmă, o acțiune e binevenită. Să sperăm că o să aibă și rezultate pe măsură, pentru că, mă rog, ciorile astea mai tot timpul și-au reușit să se descurce, că de-aia au povești interesante sau ar putea avea povești interesante până și de la Cuza încoace. Eu cred că și de pe la Ștefan, dacă ar fi să dăm timpul foarte, foarte pe înapoi. Apa rece va fi oprită miercuri pe 4 străzi din Suceava, spune monitorul în pagina a treia. Furnizarea apei potabile va fi întreruptă temporar miercuri, adică mâine 13 aprilie, timp de 10 ore pe 5 străzi din municipiul Suceava. Astfel, în vedere executării unor lucrări programate în rețeaua de apă a municipiului Suceava, se va întrerupe funcționarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă în data de 13 aprilie între orele 8 și 18 în zonele Calea Unirii la intersecția cu Traian Voia până la podul de peste râul Suceava, străzile Traian Voia, peductului și sălcilor, spun cei care se ocupă de administrarea serviciului de apă și canalizare. Cred că e vorba de cei de la ACET. Cred. Am văzut foarte multă mișcare în Suceava. Ieri am trecut, spre exemplu, până în cartierul Zamca. Băi, și nu știam ce se întâmplă acolo. Mă gândeam că e ceva, o avarie, ceva. Nu, frate, se fac trotovare. Nu? Se fac trotovare. Deci asta am remarcat și văd tot așa în pagina a treia o altă știre. De săptămâna aceasta, lucrările de reparație stradale demarează pe alte străzi din Suceava. Conducerea Municipalității Suceveni a dat start unor noi lucrări de reparație stradale pe 7 străzi din mai multe cartiere. Demarăm săptămâna aceasta lucrările de pe străzile Lalelor, Păcii, Munce, Lazar, Vicol, Aleea Saturn, Grigore, Alexandru, Ghica, Bretelele, Pasarelă și la sensul giratoriu de pe Cernăuți. Lucrăm deja pe străzile Zorilor, Zamce, Cornelu Coposu, Jean Bart, Ștefan cel Mare, Ștefan Tomșa, Eroilor și Rulmentului. Lucrăm și la reabilitarea mai multor străzi balastate din Iscan și Brudujeni în stat, a spus primarul Ion Lungu, care înainte de a semna ordinul de începere a lucrărilor a vizualizat în teren străzile respective împreună cu inspectorii de la primărie. Programul de reparație și asfaltări pentru 2016 include 200 de străzi din municipiul Suceava. Verificări în teren au fost făcute și la obiectivele de lucrări demarate deja. Mai ales că odată cu pornirea stațiilor de asfalt au început să fie executate lucrări de plombare stradară, fiind în pregătire o serie de lucrări de turnare de covoare asfaltice. Bă, acum în Suceava am văzut că se mișcă. Întreb eu. Există o secție de drumuri județene, drumuri și poduri județene, care este în administrație, care este, adică, sub pulpana Consiliului Județean, care se ocupă de drumurile noastre județene toate, pe care noi circulăm, noi fraierii. Întrebarea este, acolo porni stația de asfalt. Bă, că temperaturile deja au început să dea cu 10, 11, 10 cel puțin și pe timp de noapte. Mai vorbim pe timp de zi. Adică, tehnic, s-a poate. Adică, s-a permite ca să poți face povestea asta să fie reală. Ai auzit ceva de... Ai văzut undeva vreo plombă pe drumul județene? Da. Știți, zilele trecute, un amic de-al meu mai hâtru le propunea unor politicieni ca la drumuri și poduri să fie angajat un stomatolog, pentru că s-ar pricepe mai plombe. Bine la plombe decât specialiștii în drumuri. Cum adică, dar avem specialistul cel mai în viață posibil. Cum adică, domnul... Deci,
Vreau să mă dezic de povestea de ce spuneți dumneavoastră. Da, bineînțeles, mă dezic. Adică, dar ce facem cu Eugen Girigan, domne? Omul care a revoluționat și care știe. Cum adică? Vrei să facă acum facultate? Să meargă la stomatologie acum? Nu, să beneficieze de serviciile. De stomatologie? Păi nu. Da? Da, da, cum că se poate. Dar nu, deci, cum adică? Dar omul știe absolut tot. Adică tot ce se poate, cu drumuri, cu asfalt, cu rețete. Are rețete încă venite rețetele de la Gheorghiu Dej. Pe care mulți o credeau uitată, nu? Pe care credeau uitată, sigur. Mulți el n-a uitat-o. Adică el o știe foarte bine. Doamne, deci nu mai e atâta. Că, nu știe de astea care omul știe exact. Știe și calcule financiare să facă. Așa le face pe picior. Avem și o știre cu picioarele astea. Face una pe picior, una la rapid, așa. Adică, rapid îți spune. Pac, acolo, pod, ocolire, că știi povestea cu ocolirea. Acolo trebuie 100 de milioane. De unde? Bă, dar la ce mai facem licitații, caiet de sarjini, la ce mai stabilim prețuri dacă l-avem pe Girigan? Bă, de ce îl întreb pe el? Cum e tăticul? 50. 75. 77. 120. Deci, adică, n-are rost. Înțelegi? Chiar n-are rost. Și uite așa, am rămas fără drumuri, rămânem în continuare. Probabil că vreau să le dau, deci drumul județean 209 e ăsta, cum e ăsta? E 209, nu e 208, nu? 208. Așa, băi, pe ăsta pe care șercul. Deci vreau să le spun celor de la drumul județean. Vreau să le spun celor de la Consiliul Județean. Vreau să-i spun președintelui de Consiliul Județean și celor care se ocupă acolo, vicepreședinții, nu că n-are rost, că unul se ocupă de cultură și celălaltul de Nica. Să le spun. Băi, deci când vreți să vă duceți, când vă propuneți să mergeți, spre exemplu, să vă reparați mașinile personale și nu știți dacă aveți vreo bătaie sau nu, faceți o excursie pe drumul județean 208E, care merge de la Suceava, trece până Ipoteș și ajunge până la Maria în Dolhasca. Deci faceți o plimbare și o să aveți siguranța, certitudinea, că dacă până atunci n-ați avut o problemă, după ce ați parcurs drumul ăsta, aveți o problemă. Deci o să vă întoarceți în timp, la vremea când ați luat, spre exemplu, permisul de conducere și o trebuie să faceți slalom printre găuri. Și nu-s găuri. Sunt canioane, frate. Adică marele canion aproape că e, știi? Că-i pănicăieri. Că-i mic. Că-i mic. Marele deci nu găuri. Găuri din alea, adică adevărate. Întreb și eu când. În sâmbătă Paștelui, poate. Ca să înțeleg de când. Sau punem în stămână aceea, înainte de alegeri, chiar înainte de 5 iunie, ca să fie proaspăt în memorie și nici o fac cu drumul, ei, ca să știi și îți votez. Ca și ultimul rapid. Nu? Da, și ultima de acum. O ultimă... Da? Întreb. S-a pune ceva, s-a face ceva pe drumurile astea? Întreb și eu. Adică e o întrebare de un care mai de capul lui, habar n-are. Dar întreb, s-a face ceva? Poate ne răspunde și nouă cineva. Bineînțeles că va face, ceva mai târziu. Așa e răbdare, nu te grăbi. Bineînțeles că drumurile județului sunt în grija specialiștilor. Dumneavoastră nu vă pricepeți. Clar. Deja ați vorbit cam mult despre acest subiect pe care nu-l stăpâniți. Și ca un nespecialist ce sunt, despre ce se întâmplă acolo, despre prioritizarea lucrărilor, nu aveți nicio informație despre rețete și așa mai departe. Și atunci, cum îndrăzniți să vorbiți despre așa ceva? Da? Locul dumneavoastră trebuie să fie, eventual căutați o centură mică să ajungeți la destinație. Da, n-avem. Hai, pentru că căutați, domnul Cătălin Nichifor, spre exemplu, s-a îngrijit numai de Rădăuți. Da. Știi, și a făcut-o pe aia de la Bur, la Volovăț, sau unde ajunge centura aia mică, nici nu mai știu unde ajunge, că ajunge în tare multe locuri. Dar uite, vezi, aici n-a făcut o centură mică. Că m-aș fi așteptat. Că dacă făcea o centură mică, era... Da, da, e vorba și despre rangul localităților străbătute, Așa că vedeți vreo uliță ceva care de fapt este centura mică. Dumneavoastră nu ați identificat-o. N-am cât de mică poate fi centura mică. Da, poate fi. Așa o fi că... centura care merge pe la Varatic? Nu, n-am avut o altă intenție, dar m-am lăsat pe Gubaș, nu. Deci nu poți compara, deci compara Burla cu Ipoteștiu. Am avut o altă intenție și m-am lăsat pe Gubaș. Burla arată mult mai bine. Burla fiind destinația centurii mici. Și fără, deci Burla chiar este o localitate care poate fi dată dar pe cuvântul meu n-am spus multor primari. Ceea ce am spus drept, că e mult înainte Ipoteștiului și n-am greșit cu nimic, adică în 4 ani
Puțin primari se pot lăuda cu ce s-a întâmplat. Foarte adevărat. E vorba de primarul Pintiliuc acolo, da, pe care îl știm. Dar asta vreau să spun. Chiar este, e cu adevărat. Întrebarea este, acolo avem o șosea ocolitoare, aici n-avem. Aici, numai dacă merem pe la Verești, pe la Hancea, nu? Pe la, mergem pe la Păpiniera de la Salcea și mergem pe la aeroport, pe la parcul industrial, pe la, deci pe acolo, pe undeva, dacă, deci n-ai pe unde mergi, pe altă, că n-ai centură mică, centură mare. Atunci o centură asta... mai mare, dar încercați undeva, știu eu, prin Dej, Cluj, Oradea, Timișoara. Nu putem, să, deja... nu putem să luăm una prin Seged, că e mai aproape un pic. S-ar putea să fie și pe acolo, da, e mai bine. Prin Seged, eu cred că prin Seged am putea să încercăm, poate Seged, Debrecen, ceva de genul. Da, și, tot înainte. Da, și înainte. Tot înainte, și înainte spre Viena. Spre, da, Viena. Da, pământul e rotund și o să ajungeți. Da, până la urmă, e pe principiu așchii lui Bulă. O ocolit, o ocolit și tot în, o nimerit. Acasă, evident, în acasă, adică nu în, în altă parte, să nu vă gândi. Da, deci drumuri județene nu, drumuri naționale nu, drumuri europene nu, Pavele, autostrăzi, da. S-au ocupat acum, ei acum se ocupă de, nu, deci acum pun, de, asta e o chestie de prioritizare și noi nu înțelegem. Asta e marea noastră problemă, că noi nu înțelegem. Prioritizăm toate poveștile astea. Da. Noi acum, spre exemplu, am început, noi n-am văzut, dar ei au început. Repară în județ prima dată ce? Autostrăzile, frate. Deci prima dată se fac lucrări de întreținere și reparații la autostrăzi. Șosele rapide. După aia expresurile și rapidele. Așa. Da? După care urmează drumurile județene, naționale. V-ați grăbit, v-ați grăbit. M-am dus departe. Infrastructura feroviară pe urmă, nu? Da, după aia, aia cu trenurile. După ce ai terminat cu expresul și cu așa. După aia curăță calea ferată de ce fac ciorile, sau mă rog, nu? Da, aia drumul. Da, și deci toate astea, după ce ajungem așa, până la urmă ajungem și la drumuri, da. Dar numai cu precizarea că noi n-avem autostrăzi în care duc spre noi. Noi n-avem drumuri expres care duc spre noi. Adică aici. La... Noi n-avem de-alea decât rapide, fie dacă vrei, de o bandă jumate, în afară de DN17, că spre București n-avem. Tot spre noi. Avem, cum n-avem. Păi, avem cu acolo... Am fost eu acolo, am văzut. Păi, e, cum n-ai văzut. Plăcut, cum n-ai văzut. Să nu... Păi, e un drum frumos, e un drum pitoresc. 2013. E un drum pitoresc ăla. Da. Da? Adică, nu, plus de asta avem trans, cum e aia, transcărarea, transpista de biciclete, trans de la Rarău, pe care s-a încumedat să meargă unul cu autocarul și a constatat că, de fapt, acolo e pistă de biciclete și el n-a văzut... Știi? N-a văzut omul indicatorul, s-a gândit că e ceva de biciclete, a zis, bă, cine știe, interzis bicicletelor, știi? Și că nu era interzis la orice în afară de biciclete. Și, bineînțeles, alea cărucioarele cu rulment de pe vremuri, alea poți să le folosești fără niciun fel de probleme. Bun! La Moara, și acolo a început lupta electorală, bine, evident, un contracandidat a furat, să zicem așa, din... din ceea ce fac candidații și din ceea ce cred el că trebuie făcut, și vine Constantin Prodaneu, primarul în exercițiu, și face tot felul de precizări legate de ce se întâmplă la Moara cu adevărat. Subtitlul clarificării în pagina 3 din Monitorul, Constantin Prodaneu critică neadevărurile cu privire la împărțirea slazurilor din comuna Moara. Primarul din Moara, Constantin Prodaneu, a criticat neadevărurile spuse de un contracandidat pentru funcția de primar cu privire la împărțirea slazurilor din comună. Domnia s-a făcut referire la fostul viceprimar Dorel Constantin Dumitraș, care a afirmat că izlazurile comunale din Moara ar fi fost luate în mare parte de primar și apropiații acestea, în timp ce ceilalți crescători de animale au luat dispoziție suprafețe de teren mai mici. Pentru a clarifica aceste aspecte, Prodaniuc a precizat că în calitate de viceprimar Dumitraș a fost președintele Comisiei de Licitație pentru Pășuni, la aceasta participând și juristul primăriei. Prodaniuc a subliniat faptul că acuzațiile care le aduce fostul vice sunt neadevărate și că în urma licitației nu au fost nemulțumiri în cadrul rândul celor la care au participat la aceste licitații. Interesant este însă faptul, știi, că îți aduce aminte că lucrurile nu au funcționat în campanie electorală, dacă s-a întâmplat așa și n-ai dat pe goarnă, spre exemplu, dacă ar fi fost așa, atunci la momentul potrivit. Dar până la urmă e campanie electorală și în campanie electorală apar tot felul de lucruri spuse de candidați, de unii, da, și de ceilalți. Este rețeta despre care tot am discutat aici, cea în care primarii în funcție anunță populația că își doresc să continue proiectele începute, iar contracandidații dumnealor cheamă DNA-ul și arată hoțul, cam așa. Este singurul mesaj
distinct pe care îl vedem de la candidații la funcția de primar. N-am văzut nimic altceva. N-ar trebui să avem mesaje constructive de gen, bă, nu știu, ăsta a făcut autostradă, eu vreau să fac una suspendată. Ăsta a făcut, ce mai știu vrut eu, unul să facă un bloc de locuințe, eu vreau să fac un quartal. Ăsta a făcut, nu știu, un stadion, eu vreau să fac zeașii. Ăsta a făcut, nu, deci dau pe principiul ăsta. Da, ceva, sau ăsta. Dacă ajungeți într-o situație în care spunem ăsta n-a făcut nimic și eu vreau să fac 10 nimicuri, cum? Da, da, e un 10, adică 10, da, da, un nimic bine, comparativ cu 10 e mai mult un picut, adică, știi, cam ceva de genul ăsta. Adică, eu știu, aș vrea și mesaje pozitive și care să fie ancorate așa în piață, pentru că bănuiesc că toată povestea asta, în general candidaților, nu facem referire la persoane, în general candidaților, cred că ar trebui să știe candidații că astăzi a venit vremea și oamenii mai selectivi așa, probabil că se vor gândi. Nu toată lumea, că sunt cei care votează pentru că așa trebuie, că așa spune partidul, liderii și așa le spune sufletul, știi? Radașilne, așa le spun, dar sunt și care se gândesc la chestii de genul. Ce-o promis asta că face? Păi face, nu știu, cartier. E, dar ăsta n-are casă. Face, nu știu, chestii. E, dar ăsta n-are și îmbraca, vai de amarul lui, n-au avut servici niciodată. E, dar ăsta face... Deci pe principiul ăsta, nu? Sau, nu știu, vrea să facă ceva care chiar merge. Habar n-am. Ăsta și-a propus să facă, nu știu, drumuri. Dau un exemplu, că toată lumea face drumuri. Da? Toată lumea promite că va face drumuri. Ok, bun, poate, nu poate, are capacitate, n-are, a demonstrat de-a lungul vieții că poate să facă ceva și în ceea ce se implică va da și rezultate. Adică eu bănuiesc că poate așa ar trebui să funcționeze. Numai că răspunsul e că nu va funcționa așa. Da, nu? Ba, tot cu materialul clientului se lucrează și în... În zona asta? Sigur că da. La urmă, noi vorbim despre... primarii în funcție de mai multe mandate, oameni cu mare experiență în relația cu alegătorii din localitățile pe care le conduc și de cele mai multe ori lucrurile funcționează la așa, printr-o anumită înțelegere între candidatul de primar și ceilalți. Nu știu, vom vedea, dar să știți, atât timp cât legea alegerilor locale rămâne în forma actuală, lucrurile sunt cam clare în multe localități din județul Suceava, cu toate că, să știți că zilele trecute am auzit multe persoane vorbind despre pregătiri și probabilitatea de a se schimba regulile jocului cu puțin timp înainte de a începe jocul. Se așteaptă... În sensul. Se așteaptă o hotărâre a Curții Constituționale care să aducă turul 2. Cu cele două tururi de scrutin. Da, chiar persoane pe care le consider serioase și bine informate vorbeau zilele trecute despre această posibilitate. Și această posibilitate, luând în calcul... Dacă se va întâmpla așa... Ceva cu două, trei zile înainte de... Dacă se va întâmpla așa, lucrurile s-ar putea ca lucrurile să intre prin prisma partidelor politice într-o zonă tare, tare nepotrivită lor. Cert este că l-am auzit pe Dragnea, care a spus textual că nu-și dorește decât să păstreze alianța cu Udrea, cu UNPR-ul și cu ALDE, pentru a avea o majoritate în Parlament, o majoritate care să nu schimbe ceea ce și-au propus ei, respectiv legea asta cu alegerile locale, să nu schimbe mai nimic din ce, nu știu, ce ar trebui sau ce se gândesc adversarii politici ar trebui schimbat, toate să rămână așa cum au fost, pentru că lasă, bre, știm noi că e bine așa, merge așa treaba și merge bine, că e în folosul nostru, adică al lor, al clișii, și cu siguranță lucrurile ar putea, într-o oarecare măsură, să creeze o problemă. Întrebarea este în ce mod o decizie a Curții Constituționale va avea timp fizic să fie și pusă în aplicare de către decidenți. Numai puțin. Vreau să spun că actualul, m-am uitat, chiar am încercat să văd despre ce este vorba. Actualul calendar stabilit de guvernul Cioloș pentru alegeri locale ia în calcul posibilitatea turului 2. Și amintește acolo. Peste două săptămâni vor fi organizate alegeri în localitățile unde avem balotaj. Și mergem mai departe. Da. Deci din acest punct de vedere nu există absolut nicio problemă.
Mai grăim, care... mai vorbim. Dar mai vorbim, nu? Deci nu, nu dar știu. Mai vorbim deci, în sensul la modul, la modul că nu știu și nu sunt nici mama omii, dar nici. Vorbesc doar despre discuții sau subiect adus în discuție de persoane care pretind a fi bine informate în sensul că iau în calcul și această variantă. Că se discută pe piață inclusiv această variantă. Deocamdată sigură este cea cu singur tur. La fel cum se discută pe piață și varianta ca și PSD-ul să-și schimbe candidatul la Primăria Generală a Capitalei de la București, să nu mai fie Tăricianu. Domnișoara Firea și să meargă domnul inimă zburdalnică Tăricianu, pe care l-am auzit astăzi din nou foarte supărat. Ăla asta face ce face și sare la gâtul lui Chioveși. Băi, deci nu e așa, nu e o voce mai critică în ce privește pe Chioveși decât Tăricianu. Asta îmi dă mie senzația că Tăricianu știe ceva, că îi se pregătește și lui. Cred că știe că are un dosarel, poate, zic și eu, care poți și pe aproape. Și ceva de genul strigă tare pe piața asta, ca să înțeleagă electoratul că el de fapt este o victimă și că lui povestea asta i s-a inscenat pentru că el s-a legat de Chioveși. Ceea ce n-are, din punctul meu de vedere, niciun fel de legătură cu realitatea. Dar l-am auzit de dimineață, supărat, spre exemplu, pe inițiativa pe care o are avut-o Chioveși vis-a-vis de pierderea funcției și a nu putea să accesezi din nou la funcție dacă ai avut o probleme cu legea, tocmai motivat de acea funcție pe care ai deținut-o la un moment dat. Și el a sărit la gât și a spus, băi, poți să ai o părere, dar nu e constituțional, ne povestește inimă zburdalnică de Constituție, de toate alea, că băieții ăștia știu. Sistemul, ușor, ușor, se închide, se protejează, știi? Face așa un picuț o cetate, frumos, pac, se închide și nu lasă să fie cumva inexpugnabilă. Uniunea Europeană, pentru că ne apropiem ușor de publicitate, Uniunea Europeană ne spune despre ce? Despre faptul că s-ar putea, și asta o spune președintele Comisiei Europene Juncker, s-ar putea ca Ucraina să poată să beneficieze de, e vorba de o știre din pagina 6 din Obiectiv, să beneficieze de fără vize pentru a merge în Uniunea Europeană. UE, spune Obiectiv, va propune regimul fără vize pentru Ucraina în ciuda votului olandez. Olandezii se opun, însă spune Juncker că a promis președintele ucrainean Poroșenko în martie că executivul Uniunii Europene va prezenta propunerea așteptată cu nerăbdare în aprilie, oferind ucrainenilor beneficiu cel mai tangibil al unor legături mai strânse, într-un moment când un acord de liber schimb încă nu a dat roade pentru economia lor. S-ar părea că ignorăm pe alegătorii olandezi, dar noi trebuie să ne ținem de cuvânt față de Ucraina, care și-a îndeplinit condițiile, spune sursa, care vine din zona președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cel care a vorbit cu Poroșenko. O fi? Nu știu, sau nu o fi? Dar semnalul este important pentru noi în România, în sensul că noi suntem granița Uniunii Europene cu Ucraina. Da. În momentul în care relația cu Ucraina, relația dintre Uniunea Europeană și Ucraina curge în această direcție a cooperării, colaborării și așa mai departe, și rolul României în Uniunea Europeană și la frontiera cu Ucraina devine altul față de cel de frontieră externă doar. Și din acest punct de vedere, lucrurile parcurg niște pași pe care și Uniunea Europeană și Ucraina, pași stabiliți cu ceva timp în urmă, nu știu ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Dar, în mod clar, decizii de acest fel vor avea efecte și în România, și în județul Suceava, să nu uităm, noi suntem frontiere cu Ucraina. Mai avea efect într-o zonă. Întrebarea este ce va face Marele Mogul de la Est. Dar până când aflăm răspunsul, nu, e interesant de văzut ce va face Putin în această situație. Până atunci însă luăm publicitate până când aflăm răspunsul lui Putin și ne reîntoarcem, mai povestim. Revenim.